Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este directorul general al Companiei de Cercetare Sociologică IMAS, domnul Doru Petruții. Domnule Petruții, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Domnul Petruții, propun să începem din stat, să vorbim despre ultimele știri. Când toată Moldova și nu doar se pregătea să sărbătorească Crăciunul, doamna Maia Sandu a avut o adresare către popor, și cu toții am aflat că în pofida faptului că suntem deja țara cu statut de țară candidat, deja am demarat negocieri, am primit unda verde, totuși, la toamnă vom avea un referendum național unde vom fi probabil întrebați vrem sau nu vrem să fim partea marii familii europene. Câteva zile mai mulți oameni din clasa politică, jurnaliști, comentatori, încercau să înțeleagă ce s-a întâmplat. Azi am aflat mai multe. Doamna președinte a acordat un interviu pentru presa de la București și a anunțat că, de fapt, vrea referendum și alegeri prezidențiale în aceeași zi. Pe de altă parte, noi avem legislație națională care interzice petrecerea unui referendum în aceeași zi cu un scrutin. Avem și avizul negativ al Curții Constituționale în acest sens, venit încă din anul 2014. Dar chiar și așa, se pare că noi vom avea referendum și prezidențiali. Pentru începutul meu, cum ați văzut această ieșire? Și după asta mergem punctual. Credeam că prima întrebare, dacă vă referiți la agenda zilnică și așa, credeam că prima întrebare o să fie legată de Dan Bălan, pentru că am văzut că asta preocupă o mare parte din cetățenii noștri de pe Facebook. Da, noi începem și în asta. Vorbim și despre doamna președinte. Cred că doamna președinte a încurcat ceva și probabil a citit în mod greșit ultimul sondaj IMAS. Acolo era o întrebare legată de dorința oamenilor de a avea alegeri prezidențiale și parlamentare în același timp. Dar după aceea, lăsând gluma la o parte, am văzut că doamna președinte a ieșit cu acest mesaj care transmite mai multe lucruri. În primul rând și momentul, așa cum l-ați sesizat, e important și interesant, deloc întâmplător plasat în preajma sau chiar în mijlocul sărbătorilor, astfel încât și oponenții politici să nu aibă timp de reacție și oricum lumea în general să plece cu teza asta principală, că doamna președinte s-a decis și va fi, acum dacă s-a decis sau a fost decis, asta e o altă nuanță, poate importantă, poate nu. Dar, dincolo de momentul ales, sunt câteva mesaje transmise aici, dincolo, până la referendum. Un prim lucru important care trebuie înțeles din asta, se pare că PAS și cei care dețin puterea au renunțat la ideea de a ne întoarce la alegerea președintelui în Parlament. Am văzut și în ultimul sondaj IMAS o susținere foarte ridicată pentru votul direct al președintelui. Deci se pare că planul ăla a fost clasat și nu ne vom mai întoarce la alegerea președintelui, cel puțin nu acum. Un alt mesaj important pe care eu îl înțeleg din acea ieșire e că nu există altă soluție. PAS nu are o altă alternativă, indiferent de traiectoria ratingului doamnei președinte, altă soluție nu va fi și toate resursele și toate posibilitățile se vor utiliza în această direcție. Alt mesaj important pe care îl înțeleg, mai ales în contextul alegerilor locale recent încheiate, e că toate măsurile utilizate în timpul și în preajma alegerilor locale au dat rezultate și că lucrurile vor continua pe linia aceasta. Din păcate, eu am rămas cu un gust amar legat de
decizia asta sau dorința, hai să o numim mai întâi dorință, să, poate nu e chiar decizie deja și poate o să mai arunce și alții un ochi pe legi și Comisia de la Veneția și așa mai departe. Sau chiar și pe la Comisia Electorală Centrală. Am văzut că au avut un punct de vedere foarte clar. Mie mi-a lăsat un gust amar pentru că una din așteptările pe care le-am avut după 2020 e să se renunțe cumva la șmecherie. Mm. Și drept dovadă, dacă luăm în calcul lucrurile, modul cum s-au desfășurat aceste alegeri locale și ce percepție am văzut că există la oameni legat imediat după alegerile locale, se pare că toate modalitățile astea utilizate de la presiuni și modul cum s-au desfășurat alegerile, inclusiv, atenție, inclusiv pe Chișinău, au dat rezultatele pe care cei de la putere și le-au dorit și șmecheria sau diversele proceduri sau așa mai departe vor continua. Nu m-aș mira să ajungem la o formulă în care chiar să avem referendum împotriva precizărilor curente din lege, comisie, Veneția și așa mai departe. Adică nu m-ar mira lucrul ăsta. Nu înțeleg, pe de o parte, de ce trebuie să așteptăm până în toamnă un referendum legat de UE. El ar putea avea loc și acum. Adică dacă asta e real tema aflată în discuție, haideți să o punem, haideți să facem o campanie pe care să o legăm imediat de decizia legată de începerea negocierilor pentru Republica Moldova și Ucraina și nicio problemă. Hai să mergem la vot. Dar Republica Moldova nu are o experiență tocmai fericită cu astfel de referendumuri și șmecheria asta de a pune în aceeași zi în speranța că cine pune ștampila pe UE va pune ștampila și pe doamna președinte, sigur că e o forțare. Sigur că într-o anumită măsură lucrul ăsta va funcționa, numai că până atunci e cale lungă și se pot întâmpla destul de multe. Și oricum, și dacă e separat, și dacă e în aceeași zi, se pune problema câți vor participa, pentru că un rezultat de astfel de referendum poate să se întoarcă și împotriva celui care îl organizează. Dacă o să avem un referendum la care participă 30%, de exemplu, din votanți, la ce anume o să ne ajute acest lucru, indiferent de cum se va înclina balanța. Dacă o bună parte a societății va boicota un astfel de exercițiu, care e foarte important, ce concluzie o să tragem după aia? Nu numai noi, ci și cei din Europa care se uită, care se uită la noi. Dar ei mizează probabil pe dorința oamenilor care se vor prezenta în număr foarte mai mare la alegerile prezidențiale, pentru că asta se întâmplă de obicei și că inevitabil vor lua încă un buletin pe care vor pune o anumită ștampilă. Domnul Petruță, dar în ultimul dumneavoastră sondaj, susținerea pentru integrarea noastră în Uniunea Europeană arată... E la 55%. Mm-hmm. Nu e o creștere, e o perioadă de stabilitate, ca să zicem așa, cu precizarea că sondajul nu a prins decât în ultima parte decizia și probabil există un anumit nivel de optimism după decizia privind începerea negocierilor. Dar vom vedea în februarie dacă efectul ăsta are sau nu are loc la populație. Dar dincolo de asta trebuie să ne întrebăm și sigur că cei care analizează și din afara țării rezultatele unor astfel de studii se pune întrebarea, bun, noi avem peste 50 spre 60% populație dornică să susțină acest demers, numai că din punct de vedere politic avem un partid PAS care am văzut la alegerile locale că contabilizează cam jumătate din acest 60%. Da? Și atunci rămâne întrebarea ce se întâmplă și întrebarea asta se poate aplica la fel de bine și legat de alegerile prezidențiale.
ce se întâmplă cu ceilalți 30% pro-europeni, cu cine votează ei și cum vor vota ei la prezidențiale sau la alte tipuri de alegeri. Și apropo de asta, dacă nu mă înșel, chiar la ultima noastră discuție mi-ați pus o întrebare legat de sondaje și de ce ele diferă atât de mult. Iată că e un moment potrivit să tragem niște concluzii. Mi-ați arătat și mi-ați adus aminte atunci de sondaje în care PAS-ul figura la 47-49% și că compania pe care o conduc eu tot timpul dă estimări mai joase pentru partidul aflat la putere. Păi iată, e un moment de bilanț. Putem trage linia după alegerile locale și să vedem dacă partidul PAS și acele sondaje la care făceați trimitere, partidul PAS are 47, a înregistrat 47-49% sau mult mai sau mult mai puțin. La cine totuși a câștigat la aceste alegeri? Pentru că toți reprezentanții partidelor care au fost aici în studio au spus că pentru ei a fost un rezultat bun. Nimeni n-a spus că a fost un rezultat prost. Toți au câștigat. Păi mai rămân pierzători doar oamenii atunci din ecuația asta, dacă toți au câștigat. Sigur că a fost un narativ în primele, hai să zicem, în primele două săptămâni, mai ales după primul tur, dar vedeți că până la urmă nu sunt prea multe lucruri de sărbătorit în nicio tabără politică și nici rezultatul PAS-ului nu poate fi considerat a fi unul bun în condițiile în care câștigi 4 orașe din 50 și ceva. Iar în schimb, sate au luat vreo 300. Da, dar cum le-a luat și cum au fost convinși oamenii să candideze, sigur că e o altă discuție. Pe de altă parte, nici rezultatele opoziției nu le-am văzut la niște cote, niște cote extraordinare. Revenim la integrarea noastră. Dumneavoastră am văzut că ați făcut referire la un sondaj care arată că Ucraina este susținută ferm de Danemarca și Polonia, opiniile fiind împărțite în România, Germania. Noi suntem susținuți ca să aderăm în primul rând de România și după care așa cam. Cifrele astea ce spun la general pentru dumneavoastră? Cum suntem noi văzuți? Că noi zi de noapte vorbim despre această integrare europeană. Așa străzesc oamenii dimineața la Bruxelles și se întreabă oare când se integrează Moldova? Aici e vorba de o serie de sondaje foarte interesante comandate de un think tank important din Europa, foarte influent de altfel în diplomație și nu numai. E vorba de ECFR și care studiază pe lângă ceea ce ați spus, inclusiv percepțiile legate de susținerea Ucrainei. Chiar și în sondajul publicat, chiar dacă n-am mai încăput și întrebarea asta, e un alt indicator care îl urmărește și ECFR-ul în țările din Europa, și anume dorința oamenilor ca războiul din Ucraina să se termine. Noi am ajuns, iată că lună de lună indicatorul ăsta evoluează și am ajuns la aproape 50% din cetățenii ai Republicii Moldova care își doresc ca războiul să se încheie cât mai curând, chiar dacă asta va însemna ca Ucraina să cedeze teritorii. Iar procentul ăsta urcă și în Europa. ECFR-ul face astfel de comparații în țările, sigur, care susțin, dar în care se vede clar un soi de pesimism, da? Chiar și în Republica Moldova avem doar 20% care consideră că războiul trebuie să continue până la victoria Ucrainei. E un lucru care, o imagine și o percepție care se erodează lună de lună. Probabil vom discuta despre asta și în contextul anului viitor. Legat de Republica Moldova, sigur că lucrurile sunt împărțite. Sunt două teme foarte mari. Una ține de o emoție. Toată lumea, mulți când vorbesc despre Republica Moldova, vorbesc despre doamna președinte și despre emoția Republicii Moldova, începută de la ajutorul oferit ucrainenilor și apoi continuată.
Iar al doilea, iar a doua temă importantă de care se discută, nu neapărat public, e legată de problema Republica Moldova și problema Ucrainei. Iar sub conceptul ăsta, sigur că există o serie lungă de probleme și de teme care trebuie, la un moment dat, măcar începute de a fi rezolvate. Sigur, suportul pentru Republica Moldova întotdeauna în România a fost ridicat, dar România are o experiență deja în Uniunea Europeană și pe mine mă îngrijorează acolo nu neapărat suportul de peste 50% pentru integrarea Republicii Moldova, ci celelalte aproape 30% care nu susțin lucrul acesta. Asta într-o țară, în România, în care nu avem presă de limbă rusă, nu avem mass media, da, finanțată sau, nu știu, influențată de Rusia în mod direct, cel puțin nu avem politicieni care să fie portavocei a Federației Ruse și iată că acolo sunt curente importante care se opun la diverse lucruri și care chiar sunt pro-Putin și susțin războiul în proporție de 20%. Așa că și acolo sunt lucruri de discutat. E interesant că în cifrele CFR-ului vedem un pesimism în creștere chiar și în țările importante care iau decizii mari, în speță Franța, vedem situația și în Germania, în Polonia, sigur că și acolo interesele economice sunt afectate de ce vrea să facă Ucraina. Așa că ecuația asta nu e simplă, dar până la urmă contează rezultatul. Iar rezultatul e că Republica Moldova începe o perioadă care nu va fi deloc scurtă, în care trebuie să înceapă să muncească și să-și rezolve problemele, dar eu toată povestea asta o văd de fapt într-un element foarte important. Eu vreau să văd cum și în ce mod populația va fi și nu numai populație, când mă refer la populație, mă refer și la clasa politică. Când clasa noastră politică va adopta valorile europene și procedurile și, dacă vreți, să discutăm și despre referendum și ce semnal va da clasa politică pe acest parcurs de negociere. Ca să nu vorbim de baza și de valorile populației și de cum stau lucrurile prin Găgăuzia, Orhei, Taraclia sau pe la Bălți sau la Edineț. Domnul Petru și alții spun că totuși unica noastră soluție asta e unirea Moldovei cu România. Noi asta circulați des la București. Acolo cineva vorbește subiectul ăsta vreodată măcar. Și nu mă refer la discuții în crâșme. Discuții serioase. Au fost discuții serioase din cunoștințele mele undeva înainte de 2019, după care cred că mai mult s-a vorbit despre nu e neapărat cel mai potrivit moment, poate nu acum, acum sunt alte preocupări, acum e războiul din Ucraina și așa mai departe. Eu nu am... Întotdeauna când am analizat subiectul ăsta, am vorbit de câteva... sau mă uit la câteva componente. Unul dintre ele e voința politică. Dacă vedeți în discursul din România asumat din punct de vedere politic această teză sau acest demers, arătați-mi și mie, eu nu-l văd. Altă componentă e voința populației. Da, există o anumită emoție și o anumită susținere, dar ea e în România. Aici suntem undeva pe la o treime, deocamdată, cel puțin. Putem merge și mai încolo, la lucruri ce țin de context regional și așa mai departe, dar... De această treime e datorită sau e datorită din cauza felului proză să guverna din când suntem sau din cauza romantismului existent în sufletele moldovenilor? Aici
Aici lucrurile se împart destul de mult. Dacă dăm la o parte oportuniștii, ca să zic așa, interesați de pensii, salarii și să vină altcineva să ne rezolve problemele și așa mai departe, e și asta o componentă. Romantismul cam greu, mai degrabă la generația mai, fie foarte tânără, fie deja peste 50 și. E greu în momentul în care nu ai un parcurs și nu ai claritate și din punct de vedere politic, vedeți că toate partidele care au susținut unionismul s-au pulverizat de-a dreptul. Nu știu dacă se pot compara dezamăgirile produse de, începând cu Iurie Roșca, Ghimpu și așa mai departe, toți care au aur și care au jucat cartea unionismului. Adică lucrul ăsta cumva trebuie reinventat și recomunicat și jucat altfel din punct de vedere politic. Iar România, poziția României, o vedeți la toate recepțiile, în toate comunicatele și efortul pe care îl face România, mai ales și anul ăsta, e absolut admirabil. Acum, cum e folosit și cum e interpretat și cum e înțeles efortul ăsta aici, sigur, e un pic, iar ajungem la nuanțe. Continuăm cu aceste nuanțe, dar vă rog peste câteva clipe de publicitate. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Petruță, eu voiam mai la vale să vorbesc subiectul ăsta, dar pentru că noi am discutat despre percepția oamenilor din Uniunea Europeană referitoare la război, această oboseală a celor din Uniunea Europeană de război ar putea avea efecte majore la alegerile care au loc în câteva state din UE, dar mai ales la europarlamentarele din anul 2024? Ele vor avea, în primul rând, efect în Ucraina. Chiar dacă, bun, în mod public nu auzim de prea multe cercetări făcute în Ucraina, problemele sociale se complică în Ucraina. Și eu cred că ianuarie-februarie va fi cumva decisiv din punctul ăsta de vedere, pentru că și acolo există percepții care nu merg neapărat în favoarea continuării. Chiar oricât de îndreptățită ar fi Ucraina să facă asta, trebuie să ne gândim că populația se confruntă acolo cu problemele pe care le au ei. Iar dacă suportul Uniunii Europene și americanilor nu va veni în proporțiile necesare, am văzut de asemenea că nu există o evoluție a frontului acolo, chiar dacă Ucraina a început ofensiva și doar s-au creat niște emoții și s-a ridicat nivelul de așteptări. Da, vedem că se dau lovituri de o parte și de alta, dar arsenalul și, cum să zic, posibilitățile Federației Ruse par cumva nelimitate. Eu cred că până la percepțiile europenilor și până la alegeri vor trebui să vină semnale clare dinspre Ucraina, dinspre ce situații vor avea ei. Pentru că dacă, mai ales într-o situație precum cea din Ucraina, dacă ai și problemele populației în creștere, să duci și problemele alea în spate, mă tem că lucrurile se vor complica destul de mult, în primul rând în Ucraina. Apoi, dincolo de tema Ucraina, în Europa, chiar dacă putem vorbi de o oarecare redresare din punct de vedere economic după pandemie, avem, conform Eurobarometru, peste 40, practic lucrurile și acolo se împart jumate la jumate.
Jumate spun că lucrurile merg bine din punct de vedere economic și jumate că merg prost sau chiar foarte prost. Problema principală în toată Europa e prețurile și inflația și costurile astea de viață. Și atunci toate lucrurile astea, pornind și de la o dezamăgire și o lipsă generalizată de încredere în instituții la nivel european, iar când spun instituții, mă refer inclusiv la mass media și la societate civilă. Deci astea sunt fenomene mari cu care Europa se confruntă nu de un an, doi. Mai adăugăm la lucrurile astea poziția separată pe care o are pe diverse teme, nu doar Ungaria, dar și Austria, vedeți tema Schengen și situația cu România, Serbia, am văzut rezultate la alegeri în Italia, în Olanda, sau dacă nu vreți să mergem așa departe, haideți să ne uităm pe evoluția sondajelor și pe evoluția ratingului AUR în România și o să vedem la mijlocul anului viitor un rezultat la alegeri cu care, pe care probabil o să surprindă pe multă lume de aici care nu urmărește situația politică de acolo în, cu atât de multe detalii. Un partid care acum câțiva ani, nu mulți în urmă, nu exista sau avea un rating extrem de scăzut, o să-l vedem cu un procentaj foarte, foarte ridicat și peste alte partide care au și tradiție și teologie politică și organizare, nu știu de care și așa mai departe. Adică e clar că oamenii reacționează, oamenii au reacționat inclusiv aici, la alegerile locale, dar apoi în Europa, unde e mai greu să-i prostești și e mai greu să confiști toată mass media, e mai greu să omori sau să controlezi toată societatea civilă și așa mai departe. Dar s-a schimbat ceva dacă și în Statele Unite ar veni altcineva decât reprezentanți, de exemplu, nu știu, Trump ar putea reveni? Păi vedeți că deocamdată Trump se confruntă cu acea decizie care nu îi permite să meargă la alegeri. Trăim un fel de reconfigurare a, nu știu, eu o numesc noua democrație sau noua ordine, nu știu cum să o numesc, dar peste tot aș pune numai ghilimele. Mă îngrijorează foarte, foarte mult, nu numai la nivel personal, ci și ca și climat de societate. Iată că și în Republica Moldova am înregistrat o situație absolut, un record negativ teribil. Avem doar 24% oameni care au spus că alegerile au fost corecte în totalitate. Avem o încredere a Comisiei Electorale Centrale care în 2 ani de zile s-a prăbușit de la 56-57% într-un studiu făcut pentru Comisia Electorală Centrală în 2020, deci de la 50 și ceva la 29% încredere. Oamenii înțeleg foarte bine, se pare că înțeleg foarte bine ceea ce se întâmplă și legat de închiderea televiziunilor și legat de modul cum se organizează și se derulează alegerile. Adică că veni vorba despre comisie. Noi am vorbit mai devreme, dar noi avem o știre de ultimă oră. Deci după ce ieri se spunea că referendumul poate fi organizat în aceeași zi cu alegerile parlamentare sau prezidențiale și că avem avem o decizie a Curții Constituționale, etc., ISPAS a înregistrat un amendament la codul electoral pentru a oferi posibilitatea organizării în aceeași zi a prezidențialelor și referendumului. Iată. O altă modificare propusă în cod este ca alegerea președintelui țării să aibă loc cu 90 de zile până la expirarea mandatului și nu cu 60, cum este prevăzut acum de lege. Da, astea sunt jongleriile care, încă o dată, nu cred că ar trebui să ne mai mire. Schimbarea regulilor în timpul jocului înainte de 2019 ar fi fost interpretată într-un fel, acum e ok.
Asta trebuie să înțeleagă, în primul rând, opoziția. Cu un astfel de climat și cu astfel de jucători și cu astfel de reguli sau lipsa lor sau încălcarea lor sau modificarea lor, numiți-o cum vreți, cu astea sunt deja datele problemei, ecuația alegerilor care urmează. Iar ca să mergem mai încolo un pic de decizia și de anunțul respectiv, eu nu aș pune pe seama întâmplările și momentul și decizia și așa mai departe. Chiar l-aș corela și cu alte elemente. Cei de la PAS și doamna președinte, sigur, fac tot ce pot și trebuie să facă tot ce pot să se mențină la putere, sigur. Ar trebui făcut asta în limite legii. Dar hai să ne uităm că principalii contracandidați și să ne uităm un pic cum arată și opoziția în ecuația asta. Principalii contracandidați, așa cum am văzut și în sondaj, e vorba de Ion Ceban, care a declarat în mod repetat că nu va candida, da? Și sigur că sunt tot felul de discuții și probabil el va fi, va fi determinat să nu candideze. Iar un alt contracandidat, Igor Dodon, a declarat câteva zile în urmă, da, spre surprinderea tuturor, n-a fost numit președintele PSRM și dintr-o dată și-a revizuit decizia și că nu neapărat va candida, că lucrul ăsta se va discuta, că opoziția, că alte decizii, că așa mai departe. Iată că ecuația alegerilor prezidențiale dintr-o dată pare într-un alt context plasată, în condițiile în care principalii doi oponenți au pozițiile pe care le-am văzut. Ba mai mult, castingul ăsta pro-european, nu știu cum să-l numesc altfel, castingul ăsta pro-european se derulează și măcar odată cu alegerile locale și cei din afară și cei de aici cred că au înțeles foarte clar că PAS-ul nu va mai putea face, nu va mai putea obține majoritate de unii singuri și că trebuie găsite soluții, fie cu a uni niște partide care se zbat acolo, fie trecându-l un pic pe domnul Ceban și susținându-l să cotească corabia în altă parte. Așa că castingul ăsta va da... Eu înțeleg asta ca mesaje foarte, foarte clare și că în sfârșit s-au trezit unii de cap și au înțeles că nu putem intra în an de alegeri prezidențiale cu ecuații, cu atât de multe necunoscute. Așa că, din punctul meu de vedere, nici opoziția nu arată deloc bine ca alternativă. Da, este o problemă ce se întâmplă cu votanții, mă rog, ceilalți care nu votează Maia Sandu, ce vor face în turul 2. Aici e o problemă serioasă pentru doamna președinte, la fel cum am văzut și în sondaj că s-a conturat în mod clar un vot antiguvernare și un vot anti-Maia Sandu. Sunt niște curente care în permanență, în ăștia 2-3 ani, sondajele au arătat clar că e și o modalitate de a sancționa actuala putere. Dar pentru dumneavoastră acum, azi, deja e clar că doamna Maia Sandu câștigă după ce s-a decis că totuși referendum în aceeași zi cu prezidențial. Dacă au propus modificarea legii, e clar că votează. Gata, nu mai dau ei doi bani. Sigur, aici sunt mai multe necunoscute. În primul rând, ce vor face ceilalți 30% care sprijină curentul pro-european și care, deocamdată, cel puțin estimările actuale pe sondaje arată că votează alte partide, nu partidul PAS. E necunoscută în toată mișcarea asta și în toată ecuația prezidențială e care vor fi bazinele pentru care, din care doamna președintă Maia Sandu poate obține voturi în turul 2. Și putem lua candidații pe rând.
din votanții lui Igor Dodon, dacă participă la alegerile prezidențiale. Nu votează. Din votanții domnului Chicu. Nu votează. Din votanții domnului Ceban. Ar putea. O parte ar putea. Din votanții domnului Usatăi. Nu. Din votanții doamnei Vlah. Nu. E, iată, chiar dacă nu aveți cifre la îndemână, simularea asta se poate face și sigur mai există și componenta diasporă care și acolo, din punctul meu de vedere, cred că îi se alocă mult prea mare optimism de către cei de la PAS, în speranța că se vor prezenta la acest referendum. Repetând succesul anterior, da? Da, că și aici e o șmecherie, adică îi aduci pe aia cu momeala că se votează pentru integrarea UE, pentru susținerea UE și uite, mai primiți un buletin și veniți și mai votați și președintele. Deci dumneavoastră astăzi la această oră cu certitudine nu puteți spune ce vom avea noi totuși la acele prezidențiale. E clar că nimeni nu poate spune, dar nu mai este atât de clar Eu văd un plus în asta, adică sunt niște procente care vor veni în plus pentru doamna președinte Maia, dar nu știu dacă asta va fi suficient pentru a obține peste 50% chiar și cu ajutorul diasporei. Pentru că rezultatele guvernării sunt foarte proaste. Asta e toată problema. Deci doamna Maia Sandu nu câștigă din primul tur, asta e clar, da? Da, asta nu va fi posibil, la fel cum nu va fi posibil ca PAS-ul să facă majoritate singur. Asta deja toată lumea a înțeles și a văzut și situația și de la locale. Nu există niciun moment din 2020 încoace, după alegerile parlamentare din 2021, în care PAS-ul să fie avut o creștere considerabilă a prestației pe plan intern. Lucrurile au mers constant în jos și probabil și din punct de vedere economic cam asta ne așteaptă și anul viitor. Eu nu văd domenii, neclaritatea pe care o au oamenii pe absolut toate domeniile în afară de partea de acest traseu de integrare, neclaritățile oamenilor sunt maxime. Dar oricum o eventuală victorie a doamnei Maia Sandu ajută mult pasul la următoarele alegeri, adică cele parlamentare. De asta am și spus tot timpul că miza alegerilor prezidențiale e mult mai mare și sunt mult mai importante, având în vedere consecutivitatea locale, prezidențiale și următorul an parlamentare. Să luăm și al doilea scenariu. Și dacă pierde doamna președinte, nu contează în fața cui. Ce se întâmplă cu pasul la parlamentare? Pierde mult sau așa un procent două? Eu aș considera un mare succes pentru noi toți, ca societate, să avem un partid care nu se pulverizează și care reușește să rămână activ. Deci nu în Parlament, să rămână activ. Eu aici am nivelul de așteptări. Noi nu avem din 2010 încoace niciun partid care a reușit să supraviețuiască unui mandat de guvernare. Am înțeles. Da, deci toate s-au desființat, au plecat, s-au pulverizat, unele încearcă să se reinventeze, dar nimeni nu a rămas. Hai să vedem măcar pasul, poate reușești după 25? După un mandat de guvernare să rămână, eu mi-aș dori să rămână măcar activ în politic. Am văzut în acest ultim sondaj al dumneavoastră că în turul 2 Ion Ceban ar bate-o pe doamna președinte, Igor Dodon ar bate-o pe doamna președinte, dar marja diasporei? Marja diasporei poate fi foarte mare, așa cum a fost. Sigur, e foarte puțin probabil să fie atât de mare, aproape 18% din total votanți. Acolo, sigur, lumea a venit pe un val de emoție care nici de cum nu poate fi reprodus încă o dată. Ecuația e alta, există dezamăgirea asta produsă de partea de guvernare. E în afară, PAS-ul practic joacă totul pe o carte și un om. Au redus totul
timp de, în toți acești ani, n-au reușit să producă nicio altă temă de succes. Noi nu mai avem nicio dezbatere pe nicio temă, nu avem niciun proiect național, n-avem nimic. Singurul lucru pe care îl discutăm, integrare europeană, și că, dar nici asta în capul oamenilor nu e clar deloc. Ce înseamnă ea, ce eforturi va trebui, când, cum, cine o să facă toate lucrurile astea. Pentru că dacă luăm la puricat și ne uităm la situația din educație, nu știu, sănătate sau orice vreți, infrastructură, acolo numai valori europene n-o să, și proceduri europene n-o să găsim. Așa că eu, până la urmă, încă o dată, eu retrăiesc cumva situația pe care am trăit-o în România, începând cu 2007 și chiar 2004, când România a devenit membră NATO. Și numai că, încă o dată, baza, structura, ecuația, situațiile nu seamănă. Și România a fost forțată foarte mult să parcurgă etape, mai ales pe justiție. Dar România avea presă atunci, avea un consens la nivel național extraordinar de puternic și avea siguranța NATO în spate. România s-a schimbat uluitor. Noi nu cred că percepem. Da, mai vedem câte o știre că România a depășit PIB-ul Greciei, Portugaliei, nu știu care acolo. Da? Dar România s-a transformat în primul rând în mediul rural foarte, foarte mult. Același sondaj. Usatul pierde și Vlah pierde în fața doamnei Maia Sandu. Da, dar nici acea, cum să zic, sigur, pe post de experiment și de a vedea amplitudinea. Și vedeți că acolo, pe niciunul dintre scenarii, doamna Maia Sandu nu are un procent covârșitor. Și eu cred că, dincolo de acele rezultate din sondaj pe întrebările directe, pe simulări, pe turul 2, mai important e altceva, mai important e gustul, sentimentul pe care oamenii îl au. Și vedem că o treime spun că merită și două treimi spun că doamna președintă nu merită. E, uite aici, ăsta e un raport care doamna președintă trebuie să-l schimbe neapărat dacă își dorește o victorie. E un raport de percepție pe care trebuie să-l schimbe în prima parte a anului. Și e foarte greu să faci asta în condițiile în care n-ai rezultate pe intern. Poate vor veni la anul, dar până vin, vă rog să luăm câteva clipe de publicitate și revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Petruțe, dar de ce așa de prost stăm noi cu candidații la prezidențiale, așa de puțini? Alții nu sunt în țara asta. Păi, trebuie să întrebați politicienii, nu sociologii. Noi îi măsurăm pe cei pe care îi avem, liderii de partide. Măcar doamna președinte Maia Sandu are o temă. Ea are un soi de direcție și un soi de claritate. Ce prezintă, ce istoric are, ce a făcut sau n-a făcut timp de 3 ani și mai departe. La ceilalți, după părerea mea, sunt mult în urma trenului, ca să zic așa, și practic, mai sunt 9-10 luni până la alegeri și ar fi timp să se poziționeze și să înceapă să câștige segmente noi de electorat. Numai că, cel puțin în primul tur, istoria arată că, iar ăsta e un alt mare semn de îngrijorare pentru doamna președintă Maia Sandu, sau ar trebui să fie, istoricul arată că în primul tur fiecare candidată și ea plus minus din bazinul votanților pentru partidul respectiv. Adică și la turul 1 în 2020, Igor Dodon 36, Maia Sandu 32, adică fiecare a luat cam în marja bazinului pe care îl avea partidul din spatele candidatului. Din punctul ăsta de vedere, mie greu să văd alte, deocamdată, cel puțin în sondaje, nu se văd
alte segmente electorale, în afară de bazinul votanților PAS, în care doamna președintă, din care doamna președintă să poată lua voturi suplimentare. Deci va fi plus minus în linia ratingului PAS. Bun, vedem ce o să facă. Deocamdată e clar ce o să facă cu referendum. Da, deja e clar. Și cum s-au raportat la legi și la poziția CEC-ului. Dar este și poziția Curții Constituționale, mă gând. Nu știu, ei, bun, dar dacă ei știu mai bine. Noi vorbeam despre parlamentarele din România, care urmează să aibă loc anul viitor. Dar despre prezențiale, ce puteți să-mi spuneți din România? Ce se vede acolo? Aici cred că sunt tot mișcări foarte, foarte importante. În primul rând trebuie să înțelegem că dinamica și înțelegerea asta care a fost legată de guvernarea din România acum are în prim plan pe domnul Ciolacu, care e premier, care reprezintă PSD-ul. Dinamică care se pare că nu e neapărat cea mai fericită veste pentru PNL, care are o traiectorie ușor descendentă. Vine AUR din spate. USR-ul și alte forțe politice aflate prin jurul pragului se cam zbat și nu e clar vor trece, nu vor trece pragul. Și lucrurile astea se reflectă și în partea de prezidențiale. Dar până la prezidențiale, primul exercițiu foarte important, care va fi foarte interesant și pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că vor fi foarte multe secții de vot și probabil vom asista la un număr record de votanți pe teritoriul Republicii Moldova care votează pentru alegerile din România. Un alt lucru foarte interesant va fi votul din diasporă. Nu mă refer la Republica Moldova, ci la diaspora română aflată în țările Europei. Și acolo o să vedem, o să vedeți ce procent înregistrează AUR. Vă spun lucruri dinainte la care putem reveni când vor fi alegeri. Sigur, se discută o formulă în care candidat ar putea fi Mircea Joană, să vedem de cine va putea fi el susținut, încă se vor face calcule care cred că o să-l includă încă pentru o perioadă destul de importantă încă pe domnul Ciolacu, ca posibil prezidențiabil. Curios ce va face PNL-ul, pentru că fostul premier nu are aliura, să zic, nu are priza necesară la electorat. Nu e atât de popular, e un domn care vine din armată, mai reținut și care a fost un premier foarte bun, cred eu, pentru perioada de criză prin care, inclusiv pandemică, prin care a trecut România. Așa că vor fi lucruri interesante, dar cred că lucrurile va fi ca un bulgăre de zăpadă. De la fiecare tip de alegeri se va rostogoli. De asta fiecare președinte de partid cred că e foarte important ce rezultate va obține mai întâi la primele alegeri de la mijlocul anului. Pe AURul lui George Simion îl vedeți la putere anul viitor în România? Eu cred că în avantajul strict tehnic vorbind, în avantajul lor ar fi bine să mai stea 4 ani în opoziție, iar apoi cred că ar putea guverna singuri. Oho. Dacă ritmul de creștere pe ei continuă în modul ăsta, iar avantaja mai degrabă să mai stea în opoziție decât să treacă în vreo coaliție. Dar oricum, deja nu mai pot fi ignorați. Ponderea lor, inclusiv în viitorul parlament și o să vedeți rezultatul lor și la europarlamentare. La care ar putea fi efectele asupra relațiilor dintre România și Moldova dacă AUR ajunge la guvernare? Acum sau mai încolo? AUR-ul aici are o non-prestație. Nu se vede de niciun fel. Au schimbat președintele, au pus pe domnul Volosati, a cărui prezență aici e practic zero. Nu știu dacă ei vor avea neapărat... Vedeți că
dacă vor avea neapărat ei în vizor chestiunea Unirii și Republica Moldova, ei merg pe cu totul alte teze în România și exploatează foarte mult chestiunea asta de naționalism și de interesele românilor și a oamenilor care trăiesc în România și așa mai departe. Ar trebui să vedeți ce priză, să vedeți în teren, la fața locului, în România, la câte un eveniment la care merge George Simion sau cum relaționează cu oamenii, cum... E un fenomen care a crescut mult, iar sondajele au arătat ratinguri în creștere în permanență pentru ei. Sigur că e de discutat ce promovează, ce figuri politice au, cum s-a desprins această doamnă șoșoacă și și-a făcut partid separat și mai departe. Ce promovează, sigur că e de discutat. Dar aici vorbim de matematică deocamdată. Rămânem la frații de peste Prut. Cine-i doamna Ana Dragu? Acum e guvernatorul Băncii Naționale. Alaltă ieri nu știa nimic în toată Republica Moldova. Uitați, eu aici chiar am urmărit subiectul și modul în care el a fost derulat și aș face o paralelă cumva și cu treaba asta, cu referendum. Am văzut tot felul de reacții mai acide, eu nu cred absolut deloc în reacția femeii, spre exemplu. Am o oarecare experiență și eu cred că în momentul în care femeii vrea să se, cum să zic, chiar vrea să aibă o reacție reală și nu se întâmplă cu astfel de comunicate. Da, am văzut și reacția a câtorva ONG-uri, acel comunicat și așa mai departe. Dar să spun cuvinte, nu știu de care, mai dure, mai apăsate și ca de fiecare dată pe parcursul acestor 2-3 ani se merge mai departe. Asta se va întâmpla și cu doamna Dragu și cred că și cu referendumul. În ciuda comisiilor, legilor, așa, se mimează niște, eu nu le consider altceva decât niște mimări de luări de poziții. Și pentru mine dezamăgitor a fost reacția din acel comunicat al societății civile, care în prima parte critica foarte dur și câte lucruri s-au încălcat, după care imediat trecerea, ce va trebui să facă viitorul? Păi stai un pic. Păi asta e în același material, e în aceeași scrisoare. Adică nici măcar un pasaj de trecere și de neutralizare și deja ei aveau cerințe la următorul. Păi cum, îl validez deja? Deci e ok, doamna, da? Modalitatea asta de a pune cetățenia în condițiile în care domnul Armașu nici nu era încă destituit. Mie personal, mie șmecheriile astea, eu, nu știu, naivitatea mea, eu speram că, mă rog, odată cu 2020 o să trecem și o să fie date alte, măcar la nivel atitudinal și comportamental. Uite, poate nu reușim noi să facem nu știu ce rezultate, uitați ce greutăți, dar măcar vrem să le facem, vrem să vă arătăm că le facem altfel, că suntem diferiți de cei care au fost, că nu ne interesează abuzurile, că chiar vrem un traseu european și eu nu cunosc, din păcate eu nu cunosc nicio evoluție, nicio societate, nicio țară care a construit ceva bun, ceva european, făcând invers lucrurile. Mie aici lucruri, poate noi o să fim excepția și o să ajungem, nu știu când a zis, 2030 sau când? Da, 2030. Ok. Poate, cum să zic, poate noi trebuie să urmăm o cale foarte, foarte neobișnuită, dar din punctul meu de vedere se trec prea multe linii. Iar din exterior și așa, da, vedem unele reacții, da? Și lucrurile merg mai departe.
Nu știu, poate ați vorbit cu cineva din sistem care pricepe, dar de ce să schimb guvernatorul să aduce o persoană? Bă, nu contează că e din afară sau... De ce să schimb guvernatorul? Doar nu decide guvernatorul el însuși ce să facă. Eu... Pentru control. Pentru control și acces la informație și la... Asta e foarte important. Controlul fluxurilor financiare și informația de acest tip și... Eu nu cred, vă zic, nici 1% în demersul cu furtul miliardului, că i s-a reproșat domnului Armaș, nu știu ce, plus că sunt unele lucruri acolo care mie mi se par absolut incredibile. Cum să acuz guvernatorul BNM aflat în funcție că nu știu cine și-a pus nu știu ce avocat? Dar ce treabă are guvernatorul Băncii Naționale cu ce avocat își pune Șor sau altcineva sau... Eu cred că, nu știu, dacă domnul Armașu ar trece la o acțiune în justiție, eu cred că ar fi în favoarea lui. Cel puțin asta e înțelegerea mea. Și oricum, toate lucrurile astea, ca și pe cazul Stoianoglu, viteza cu care se fac, ce are loc în Parlament, mie personal, nu-mi dau senzația că asta face parte dintr-o construcție care poate să aducă credibilitate și puncte. Domn Petruță, eu mă întâlnesc cu zilnic cu oameni cât de cât deștepți, bunișori, profesioniști. Eu pe toți îi întreb. Știți că acum expiră starea de urgență, dar televiziunile alea vreo 10-12 la număr au fost închise anume pe durata stării de urgență. Mm-hmm. Premierul însă a declarat că e în pofida faptului că starea de urgență încheie, televiziunea nu se redeschid. Cum asta va avea loc? Noi asta nu știți. Poate v-a spus cineva așa, culoarele puterii. Păi, în timp ce noi discutam, ați văzut ce repede s-a rezolvat situația cu referendum. Da. Un amendament, o altă chichiță, o altă șmecherie. Mie mi se pare că chestiunea asta ce ține de mass media va avea consecințe în societatea noastră foarte grave și pe dura. Sigur că nu le înțelegem acum, dar cred că domeniul în care activați și lumea cu care discutați, cred că pe degetele de la o mână mai puteți număra pe cei care își mai permit încă să aibă o poziție și o analiză și să spună real ceea ce gândesc. Din păcate, eu constat și pe domeniul pe care lucrez eu ce cenzură are loc legată de prezentarea rapoartelor de cercetare pe diverse domenii. Rapoartele dumneavoastră de cercetare apar doar pe canalele Telegram, în mare parte. Nici acolo sunt foarte multe care țin de evaluarea situațiilor pe diverse domenii. Și care, dintr-un motiv pe care eu personal nu-l înțeleg, nu înțeleg de ce ele nu se prezintă în mass media, de ce ele nu se prezintă actualei puteri. Da. De ce nu se mai discută? Eu nu văd pe absolut niciun domeniu. Domnul nu mai avem experți în agricultură, pe finanțe, pe educație, pe... Acum vă explicați dumneavoastră acest fenomen. Deci, s-au închis zeci de site-uri. S-au închis multe televiziuni. Se discută doar despre ceea ce trebuie să discute în alte televiziuni. Și cu toate astea, rezultatul la alegeri... Da. Cum se explică asta? Pentru că oamenii au mecanismele lor. Nu-i poți, încă o dată, tu poți să-i expui și poți să controlezi 99% din mass media. E contrastul pe care omul face între viața pe care el o duce și experiențele lui directe versus ce îi se arată acolo. Când decalajul, dacă tu o faci prostește asta și decalajul ăla e mult prea mare față de viața pe care oamenii o duce, obții efectul invers. Obții sancțiunea și nu percepțiile și viața oamenilor să meargă în direcția respectivă. Sondajul actual e un pic mai optimist decât altele. Dar nu uitați că el vine, și el așa a fost și gândit, să vină imediat după derularea unor alegeri, în care numărul de indeciși, vedeți că e foarte mic, el va crește imediat ce ne depărtăm.
speranța oamenilor și reinvestirea de încredere are loc, ca după fiecare alegere. Acum oamenii se așteaptă și de la primari că lucrurile se vor mișca. În 2-3 luni deja lucrurile, 2-3 luni deși mult, lucrurile reintră relativ repede în normal, inclusiv cu decizia privind candidatura doamnei Sandu, inclusiv cu decizia privind integrarea, adică astea nu schimbă ce ai pe masa de la bucătărie. Nu asta schimbă. Astea creează emoții care țin, nu știu, 48 de ore, o săptămână, două, trei. Dumneavoastră, să înțelegeți, domnule Petruță, cu ce se va ocupa centrul ăsta patriot? Eu, ce că-s jurnalist destul de bunișor, zice puțină lume, dar eu n-am înțeles. Cu controlul. Da? Da. Eu speram să nu spuneți asta, pur și simplu. Eu nu văd altă, și mă rog, nu văd altă întrebuințare logică a bugetului, care am văzut că nu e deloc unul mic. 20 de milioane pe an? Da, asta doar, mă rog. Să încheiem frumos și bine. Poate aveți un mesaj de felicitare pentru telespectatorii noștri cu ocazia sărbătorilor de iarnă care continuă și anului nou care vine. Oh, eu, dincolo de sănătate, pentru că asta e foarte, foarte importantă, eu mi-aș dori ca anul viitor noi toți să fim înțelepți. Să sperăm. Domnul Petruțiu, vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio, dar deja anul viitor. Numai bine. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. De fapt, aceasta este ultima ediție din anul 2024-2023. Ne revedem și anul viitor. Vă doresc sărbători frumoase și la mulți ani și, vorba aia, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.